La început, domnul Paraschiv, proprietarul și căticul nostru. Și cred că am reușit să facem o chestie interesantă. E mult de povestit ceea ce s-a făcut aici. S-a făcut, practic, un terminal nou. Ăsta va trebui să reziste cel puțin 50 de ani. Să reziste și să facă față concurenței. Am avut șansa. Băncii care ne zic, bă, nu vreți să cheltui niște bani? De ce nu? Cât? Au luat 1,5 milioane. Merge. Iată că astăzi suntem operațional 100% și am făcut un upgrade substanțial față de ce am primit. Avem monitorizarea tuturor banilor din terminal. Putem să urmărim cu ușurință o coloană cum se duce, unde încărcăm. Avem instalație și două preîncălzitoare. Da. Tot e pe gaz. Da. Nu, e păcuri deocamdată. Pompele sunt controlate de la postul de încărcare, dar putem să le controlăm și local de aici. Încărcarea la camioane se face direct pe cântar. În momentul când s-a ajuns la 40 de tone sau la 39,900 mai exact, se oprește încărcarea. Se închide banii automați, se oprește încărcarea. Și ce capacitate de depozitare aveți aici? Aici e 8,900, dar lângă metri cub. Mai departe. În spate avem rutele de pompare, 4 trasee de încălzire. Sunt două care sunt pentru încălzit camioane, linie de ambarcare de parcare. O instalație pentru încălzirea rezervoarelor și o instalație pentru preîncălzitor. Are făcut și izolație la tot ce înseamnă rezervoare. Toată zona de maritim, avem proiect să ajungi cu gaz. E în urgență, să știți, proiectul ăsta, pentru că toată zona asta trebuie dezvoltată. Și da. Atunci avem nevoie. Nu știu de ce nu s-a făcut până la, dar nu e. O facem de acum înainte. Avem niște proiecte cu care putem să-i spunem.